Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem prin parc. Bună, Anastasia! Spune bună! Bună! Ai spus tu bună? Bună! Bună! Ce faci? Unde mergi? În parc! Și cu cine te joci? Cu rațele? Mergem să vedem niște rațe aici în parc. N-am mai fost de mult la parcul acesta, e lângă Lidl. Și e o zi de vineri. Astăzi nu e la grădiniță, așa că ne bucurăm de natură, de flori. A plouat azi noapte, e ud pe jos, așa că haideți cu noi! Cum intrăm în parcul ăsta, e foarte frumos aici, mami, plin de flori. Dai, bine. Văd că sunt niște nume scrise aici. Hai, arată-ne ce faci. Oh, super. Uite, au tăiat și iarba aici. Ce faci? Ia. Hai să vedem floricelele astea frumoase. Uite ce flori frumoase sunt. Ce ai? Aici, uite, mergem la astea mov. Uite, vinem cu asta. Ți arăt asta, mama. Uite-o pe asta și gladiolele ce frumoase sunt. Ia, uite. Facem o poză cu gladiolele astea frumoase, vrei? Ce a făcut? A căzut. Uite, și mai este una galbenă. Da, și o albină, ai grijă să nu te înțepe. Hai să facem o poză, vrei? Nu vreau să mă înțepe. Hai cu mami, hai să-ți arăți trandafirii de dincolo. Haide, hai să vezi ce frumos sunt. Da. Uite, și ăsta, mă. Oh, very nice, ia. Ia, uite. E doggy. Ia, mami, doggy. Hai să ne plimbăm așa și să mergem și la trandafiri. It's doggy, it's okay, come on, let's go, let's go. It's a small one, mami. Let's go. Let's see the roses. Look. Wow. What? Acolo. Hai să vedem trandafiri aici. În grădinița asta sau cum îi spune. Uite. Ce aici? Frumoase. Da. Haide aici. Aici. Vino pe aici așa pe lângă. S-a tăiat iarba așa aici. Da, aici. Mergi pe trotuar, da? Aici au fost animalele. Da. Uite ce frumoase. Nu au fost animalele. Stai pe... Nu mai te băga pe iarbă. Doar au tăiat iarba pentru a fi frumos aici. Uite. Hai să vedem. Mai dacă îi spui nu te du, e normal că se duce pe iarbă. Dacă ți-am zis să nu te duci pe iarbă. Măi, copilule. Măi, tu n-auzi, măi. Iei toată iarba pe picioare, mami, și pe aia o ducem în casă. Da, părea frig dimineață, dar acum e așa o... Cum să vă zic eu? Parcă e nădușeală în aer, nu poți... Adică e nici cald, nici frig, e numai bine. Hai, vină cu-a. Hai să vedem dacă sunt copii în parc și hai să vedem rațele, că sunt și rațe aici. Liniște și pace, e undeva ora 12. Mă opresc, iubirea mea. Ce mi-a adus? Oh, thank you so much. Vai, dar ce frumoasă e. Dăm și un pup. O pui în buzunar. S-o păstrezi, da, dacă nu o păstrezi, mă vezi că mai târziu și mă taxează. Ce e? Aici e loc de skating, de... Se dau băieții, copiii cu skate-ul, da. Gimnastică, zici tu, da, ok, gimnastică. Asocia gimnastică și-a pus o pătură pe jos în living și să se dădea peste cap, da, asta făcea ea azi. Ok, atunci hai în parc. Hai să facem mișcare, o luăm roată, așa. Hai să mergem spre parc. Ei, ăla stă acolo, dar e închisă, nu-i deschisă. Lasă că nu e soare, come on, haide. Păi nu e soare, hai să mergem în parc. Da. Uite, mai este aici o floare. Da, am mers și cu Marc aici. Și încă una, ai fost și cu Marc. Vezi că te amintești, bravo, cu prietenul tău. Da, și fata mare de acum. Și cu Marc. Ai fost și vă dădea spre toboganul ăla mare, mare. Da. Ia să vedem, uite, sunt copii în parc, destui. Da, 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 da. Mergem în parc și la rațe. Că nu fumăm în parc. Foarte fain. Bravo, mami. Hai mai sar o dată să te văd. Uite, 1, 2, 3. A făcut și-o tronul. Bine, am făcut și eu în grădină și se juca. 1, 2, 3, 4, 4, hai sar să-mi arăți. 6, 6, mai du-te o dată de la 1. Hai, mai du-te o dată de la 1 să văd și... Bravo. 4, uh-huh. 5, 6, okay. 6, 7. Ok. 8, 9, 10! Super, da, bravo! Acolo! You want faster, you? Yeah! Come here then, faster! Whee! Up you go! Faster! Ai fost, mami, și cu Marc acolo, bravo! Și-a amintit încă o dată, încet, că pare foarte înalt. Ai grijă, da? Uite! Ok, uite-te unde pui piciorul, hai! Ready, steady, go! Woohoo! 1, 2, 3, 4,
Ok. Go, stai pe spate. Super, bravo, fata. Hey, I'm going to see. Hai că vreau să mă învârtă ea. Acum eu. Și acum tot. Tu? Hai, gata, m-ai învârtit destul. Good job. Stai să văd dacă m-am mințit. Hai. Hold on. Wow. Fashion. I'll catch you in a minute. You little zombie. Are un joc cu zombie și mama zice că sunt zombie pe aici. Te mănânc, zombie. Te mănânc. Te mănânc, zombie meu. Dă mânuța. Mireațele, să te vadă, mami, vezi? Crățuștele. N-am luat mâncare, trebuie să le luăm cereale, să le dăm, le foame. Dar le-a dat tot an de mai devreme, am văzut. Ia-o-s. Stai aici, te rog, nu te du la apă, ca ai să cazi. Vezi, dacă le chemi, le vin. Stai să... Să nu cazi în apă, mami. Nu le mai chema, că n-ai ce să le dai, mă, mami, mă. Come on, te vin. Puiule, n-ai ce să le dai. Ele vor mâncare acum, vezi? Ce miroase? Păi de la ele, de la apă miroase, că apa este tută. Ce? Păi lăsau în apă, mami, și de la ele miroase. Ia uitați ce gălăgie fac acolo. Sunt niște puișori, ceva, niște păsări negre. Vezi, mami? În apă? Stai aici. Ia uite cum cântă. Ia uite. Piu, piu, piu fac. Da. Aici avem căsuțe. Hai să mergem să vedem. Bungalouri, mulți bătrânei, cred că, care stau. Au o imagine frumoasă la lac. Și se relaxează, așa, de mână. Hai, cu mami. Da, uite, e apa murdară, de-aia miroase. Vezi? Da, dar cine a făcut aia? Hai că mi-am dat seama că azi n-am filmat prea mult. Am fost la Lidl, am fost în par după cum ați văzut și apoi am fost la Lidl, dar n-am mai apucat să vă filmez la Lidl și vă filmez de aici. Bună! Vreau să vă arăt rapid că n-am mai făcut niciun haul alimentar cu ce am luat de la Lidl. Am găsit aceste chifteluțe așa, de la partea grecească. Cred că azi era săptămâna italienească aici în Anglia sau nu știu ce era, pentru că erau foarte multe produse italienești. Am luat asta și ce vreau să vă arăt ce am găsit este acești, cum le zice, gomboți sau aceste chiroște, că nu vine acum, cu prune. Văd că au avut și la Lidl și am luat și eu așa, plum dumplings în engleză, înghețate, și acum am pus la fier câteva să văd dacă chiar se apropie de gustul natural pe care încă am bineînțeles la bunica sau nu. Dar da, dacă sunteți în Anglia, eu am găsit astea, dacă vă interesează, la raionul de înghețate. Și cam atât. Anastasia mea e afară. Asta e poza de la casino, by the way, am făcut și noi una magnetică. Uitați ce drăguț a ieșit și vă arăt imediat ce am mai luat. Da, nu știu cum or fi ăștia, i-am luat acum, dar vă zic după aia, dacă, când o să-i fac, cum sunt. Sunt niște creveți, cred, din câte văd, îmbrăcați. Oh, leu, acum am citit. Pentru că mă grăbeam, ia uitați, ăștia sunt în... Acum văd că zice că au cocos pe deasupra. Doamne, nu m-am uitat atentă și eu nu-mi place, mie nu-mi place cocosul deloc. E singurul miros, gust pe care, cocosul pe care nu-mi place. Pur și simplu nu-mi priește, îmi vine rău de la el și vine să vomit. Da. O să văd ce să fac cu ăștia, poate n-au gust mult de cocos, dacă nu să-i dau soțului să-i mănânce, să-i încerce. Chiar n-am văzut când m-am uitat, m-am grăbit repede să iau. Și aici sunt niște nuggets pentru Anastasia, așa, de pui, dacă vrea să mănânce. Între timp aici fierb acești, cum am zis, găluște, gomboși cu brune. Ia uite că a apărut Crăciunul și la Home Bargains. Am zis să dau o tură astăzi pe la Home Bargains să văd ce și cum și deja văd că au băgat. Da, mami, costumele de Halloween. O să vedem, o să-ți cumpărăm peste o lună, nu acum, mami. Haide, mai târziu, da? Tot felul de costume de Halloween. Ia uite cum luminează aici. Astăzi am venit cu Anastasia. Ia uitați ce nebunii, ce sperieturi. Am fost și mi-am făcut unghiile. Și acum ne uităm puțin pe aici prin Home Bargain să vedem ce și cum au băgat de Halloween, dar ce surpriză că au băgat și de Crăciun mai multe aici la ei. Dacă dincolo la B&M nu erau de Crăciun prea multe, aici avem și de Crăciun mai multe. Hai să vedem, uite aici, mami, cănițe, ia uite. Vai, ce drăguț, mama. Drăguț, drăguț, astea sunt tare frumoase, vi le-am arătat, cred. Drăguțe rău, da. Și pahare, tot felul pentru copii. Îți plac, mami?
Ia, arată niște unghiile tale, că ți-ai făcut unghiile. Ia să vedem, ia, hai. Mamă, ce frumos, ți-aș a făcut doar sparkles, da? Super, bravo. Hai să vedem ce cărticele avem aici. Uite, avem și creionașe cu Halloween. Avem tot felul de lucrușoare, activități. Ce ai găsit, guys? Ai găsit calul, păi tu ești nebunită după cai, normal. Tot cu cai, cu măgari, orice vezi. Uite ce pijamale frumoase, mami. Look at that, mama. Drăguțe și ieftine. Uite, uite, au apărut și cărticelele de Crăciun deja. Uite, mama, uite aici la mami ce frumoase sunt. Da, iubire, uite, îți plac? Mami, uite. Tu te uiți după bombonele, nu? Și eu ți-arăt cărticele, e bine. Nu știu cum ne rezolvăm treaba asta, dar e bine. Dar altă, să vedem ce ți-ai mai luat. Lol. Let's have a look here, mommy. Look. It's nice. Uite ce laudă. Ce e ala? Ce vrei? Ce vrei, mă, mami? Acum să mănânci? Ok, go. Să-l dau eu? Ok, hai. Deschid eu. Ok, vină la mami. Dragilor, noi am venit până în parc, am fost la unghii, am fost la B&M, după cum vă spuneam, era multă muzică în magazinul ăla, de-aia n-am filmat prea mult acolo. Și la și tanti de la Dar ați văzut că... Da, ai văzut și pe o lady care are grijă de tine la grădi. Ați văzut că dacă băga la B&M și dacă băga și la Home Bargains produse de Halloween și de Crăciun, e clar că au băgat peste tot și că nici nu vreau să mă gândesc să mă duc în alte magazine mai mari, pentru că... O să vreau de toate sau o să salivez pe acolo sau, mă rog, o să fie toate rafturile pline cu lucruri frumoase. Ce, mami? Un swing. Și o să mă dau un swing? Ok. Lumea în România, dacă ați văzut deja produse de Crăciun, dar aici acum le-au băgat de la 1 septembrie. Au regulă, cred că cu 3 luni înainte, gata, să bage toate produsele de Crăciun. Hai să vă arăt rapid ce prostoare am luat de la B&M. Mi-am luat Anastasia această sticluță pentru că acum era la reducere, 60 de pii. Să bei lapte, milkshake, ce vrei, suc în ea, dar e de sticlă, asta mi-a plăcut. E de vară pe ea. Tupai. I-am luat o carte de colorat de asta cu unicorn pentru că vreau să îi, cum îi zice, tot să-i testez răbdarea, adică să amândouă să ne testăm răbdarea și să stăm și colorăm, să nu se mai agite atât, să stea și într-un loc să coloreze și să învețe să coloreze. Că de până acum a colorat cum a vrut ea, dar să învățăm măcar niște limite, linii, mă rog, culori, să vedem dacă avem răbdare amândouă. Asta a fost 99 de pii. Mi-am luat mie, că am văzut, mi-a sărit în ochi unul din ăsta cu caramel, zice, pentru cafea rece, că am văzut că azi arată 22 de grade și mâine la fel 22, mare mirare și uitați, avem soare. Așa că da, să beau ceva rece și am zis să iau ăsta așa. Niște biscuiți cu mentă, pentru că îmi place menta. Niște waffles din astea dimineața, să mai mâncăm oricunt, oricât dulceața de acasă din România. Pentru că mi-a plăcut foarte mult, nu vă puteam decide, am făcut eu niște poze și am filmat între cele două cutii, una roșie și aceasta de iară biscuiți înăuntru, dar mie îmi plac pentru că puteți să păstrați după aia cutia și pui în ea ce vrei, bijuterii sau jucării de la Anastasiei, creioane, chestii prin casă. E destul de mare așa și mi-a plăcut cum arată și să o am după aia să pun lucruri în ea. Da, este mare. Uitați ce drăguță e, foarte frumoasă. Și cam asta am cumpărat și am mai luat și una din asta, așa zice că e bath soak
Eu am vrut să iau ceva bubbles, adică să facă spume pentru Anastasia, dar alea toate erau 2 lire, 2 lire jumate și atunci am luat o pasta cu piersică pentru că îmi place și mirosul. Și asta era doar 1 liră și cred că face același lucru, tot bule face și tot aia e. Deci, da, că zice să punem în apa călduță când curge. Și cam astea sunt cumpărăturile de la Home Bargains, nu? Parcă așa am zis și am mai luat o hârtie igienică. Da, pentru că aia e foarte bună de acolo, de la Niki. Bun, vă las. Ce multă lume. Mami, stai încet, mama. Anastasia, slow down. Acum hai. Vine lumea, că e amiază, iubire. Da. Hai să spui bună, vine încoa. Uite, măgărușii sunt acolo, dacă îi vede. Iar avem măgărușii pe plajă. Bună, guys! Bună, guys! Ce faci? Unde ești tu? La mare! Și-ți place? Da! Hai să vedem ce mai găsim, ha? Cum îi zici lui Donkey? Cum se zici cuci cuci cuci? Nu-i cățel tu! Așa îl chem tu pe Donkey, dar nu-i cățel, mama. Nu sunt prea mulți donchi, doar puțin. Hai să mergem să mâncăm întâi, hai! Și pe aia mergem la donchi, da? Go, go, with daddy! După cum ați văzut aici, pentru că ne-am trezit sâmbătă cu o zi foarte călduroasă și sâmbătă și duminică și toată săptămâna care urmează acum arată 25-26 de grade, sâmbătă am avut 22 de grade, am zis hai să tragem o fugă până la mare, unde e cel mai aproape de noi, la o oră și 10 minute, în Cleethorpes, și ne-am dus să ne bucurăm de soare și de plajă, mai mult pentru Anastasia, i-am făcut cam toate poftele, după cum puteți vedea, și afară și aici, în acest loc de joacă, s-a dat și cu măgărușul. Și ne-am bucurat de vremea frumoasă. Anastasia! Hello! You like it, mommy? Anastasia! Ce face? Mai vrei, mami, cu măgărușul? Bravo! Unde te uiți? Uite-te în față, mami, unde mergi? Ia zi, bye! S-a cu fundul jos mai înainte și s-a udat toată. S-a pus în apa aia puțină cât e, s-a făcut fleașcă. Aleargă pe acolo cu soțul și soțul mă întreba, haine de schimb? Pentru ea am mereu, pentru noi nu, da? De fericire am. Dar aleargă atât de bucuroasă, așa că asta e bucuria copiilor mici. Ce fain se face. Se au scoicile. Superbă vreme, avem 20 de grade azi, mâine 23 arată, în Cleethorpes aici, o zi frumos. Măi, mami, măi, ce faci? Măi, monițoile, te-ai udat? Măi, mami, ți-e frig așa? El are haine de schimb? Măi, mami, încet că ai să cazi! Haide să te schimb, mama! Hai. Suntem într-un alt de aici și am găsit niște sândăluțe la reducere, 5 lire pentru lanul, iau mărime mai mare, 6 lire astea și la 3 lire care erau mai deportat prin grădină. Acum le probează pe toate. Mami, lasă-le acolo că sunt prea mari, gurițe. Și astea așa 3 lire. Deci au reducere acum la hainele de vară pentru că le scot din stoc și e mișto. Ne plimbăm puțin pe aici. Mami, nu aia, mama. Hai, let's go! Hello, princess. What are you doing here? Doing the shapes? Yeah. Yeah, let's learn the shapes. Oh, I need some glue. You need some glue? Okay. Yeah. What shape is this then? Circle. What shape is this? Square. Square. This one? Circle. Triangle. Look at that. You know them. Come on.
What's this? Pentagon. Pentagon. What's this? Rectangular. Rectangular. What's this? Da, dragilor, am observat că nu am făcut încheiere la acest vlog, așa că o să o fac de aici, de acasă, a doua zi. Am avut, după cum ați văzut, un weekend frumos la mare, pentru că v-am zis, ne-am hotărât pe ultima 100 de metri, bineînțeles, eu mai mult. Soțul era obosit de la muncă, dar am zis, hai să mergem, așa că sâmbătă la amiază am mers până la mare, iar duminică ne-am întors și a fost foarte frumos, chiar și așa, dacă am o gâză pe aici, o muscă. Chiar și așa, dacă a fost doar, m-ar veni o zi întreagă, împărțită pe două zile, pentru că duminică după amiază el a muncit și ne-am întors înapoi acasă. Am ajuns acasă și el a plecat direct la muncă, iar noi ne-am petrecut după amiază acasă, în odihnă. Iar astăzi e luni, o să urmeze un vlog cu turul magazinelor pentru toamnă sau decorațiuni de toamnă sau ce vreți de Crăciun. Am fost astăzi și ne-am plimbat vreo 4 ore, dar asta o să urmeze în zilele următoare, că reușesc să editez, poate mâine, poimâine, și vă arăt și ce am găsit frumos de Crăciun și de Halloween și de toamnă, toate aceste sărbători în zilele ce urmează. Până atunci, sper că sunteți bine, vă pup!